Cu 1000 de ani, când curtea imperială japoneză atingea apogeul dezvoltării sale culturale și artistice și când Murasaki Shikibu scria povestea prințului Genji. Ea este prima scriitoare de roman a lumii, iar romanul ei, povestea prințului Genji, este cel care constituie sâmburele a tot ceea ce s-a dezvoltat apoi în arta narrativă de-a lungul secolelor. Liza Delby este o scriitoare americană care, încă din adolescență, a fost cucerită de cultura și literatura nipona. S-a dus și a studiat în Japonia, a scris cărți de referință despre cultura tradițională japoneză și, nu puțin lucru, i-a fost consultant lui Arthur Golden, renumitul scriitor al memoriilor unei geișe, pentru scenariul pe care l-a făcut pentru filmul omonim în regia lui Steven Spielberg. Romanul pe care vi-l propunem astăzi, Povestea doamnei Murasaki, l-a scris în anul 2000 și din acel moment acest roman a avut o prodigioasă carieră internațională, ajungând și la noi acum într-o minunată traducere pe care i-o datorăm Dianei Tihanu. Invitatele mele de astăzi sunt, de la dreapta la stânga, profesor doctor, mare traducătoare din japoneză, Angela Hondru, în același timp autoarea unor lucrări fundamentale despre literatura, lingvistica și cultura japoneză, alături de domnia sa, Diana Tihan, traducătoarea romanului Povestea doamnei Murasaki, iar în stânga mea, criticul literar Elisabeta Lăscon, care este o pasionată a literaturii nipone și care de fiecare dată când apare o carte din acest spațiu, o recenzează în principalele reviste literare ale țării. Permiteți-mi ca pentru început să-i dau cuvântul doamnei Angela Hondru.